Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Cu Andrei, n-am mai avut spațiu și mi s-a oprit filmarea, am făcut asta. Da? Da, adică cu abonații, ce am. Da. Și Andrei a făcut podul ăsta. Ba da, ești. Păi da. Păi atunci Minecraft cu abonații. Și... trebuie să facem, să continuăm asta, chiar nu mai am cuvinte, mi s-a... A trebuit să șterg filmările care le-am avut în tabletă, tot. Sper că... Nu o să mai pățesc iarăși asta. Nu 605? Păi nu suntem pe 1.13. 1.13 mai are vechi. 1.605. Înainte de Optify. Dar nu știu. Ok. Am o poză pe care mă uit. Și am așa vine, după aia vine mai mic, mai mic, mai mic. Revin cu un update. Revin imediat. Primăria asta e chiar greu de făcut. Hai că a început și ploaia. Revin cu un update. Am vrut să vă spun asta. Am revenit cu un update. Cam așa arată deocamdată. Da. Băcar că nu pot să vă pun poza pe ecran. Da. Andrei este pe undeva pe acolo, nu știu. Undeva pe la casă. Cred. Revin când fac acoperiș și aici. Uitați aici unde e cercul. Revin imediat. Ne-am întors cam. Asta a ieșit deocamdată. Mai trebuie să facem și pereții din spate și din lateral. Asta este doar fața și mai trebuie pe aici alte scări. Nu mai avem lemn nimeni, nici Andrei n-avem chef să mergem la lemn, dar o să mă duc eu să iau lemn. Uitați-vă, doar peretele ăsta e făcut în lateral. În rest, arată cam așa. Uite cum arată! Prinăuntru. Să trebuiască să facem frumos. Cu tavan, cu scări, cu de-astea. Bam, bam. Da, revin când facem ceva interesant. Cred că când o terminăm. Episodul ăsta o să fie destul de scurt. O să iau lemn și cred că o să filmez când o să construiesc. Pentru că... revin imediat. Pa. Deci asta cred că a fost cea mai grea construcție care am construit-o vreodată. Revin. Nu uitați să dați și like pentru că aici am stat mai mult de 4 ore, mai mult de 4 ore la construcția asta. Chiar nu mai pot. Ba nu. Și revin ce am stat 4 ore la construcție. Și asta e, nu cred. Da, da. A fost cea mai grea construcție. A fost cea mai grea construcție. Care tu ai făcut podul. Andrei a făcut podul. Revenim. Aș vrea să punem gardurile. Cred că voi... Episodul este prea scurt. Filmez... Revin. Pentru că... Chiar... Nu am ce să fac în episodul ăsta. Episodul care am încercat data trecută să-l fac, chiar aveam mai multe în el. Dar pentru că... N-am mai putut și am început direct de acolo.
Na. A trebuit să încep direct de... Și toată lumea are nevoie de lemn. Și ar trebui să ne facem fermă de copaci. Chiar avem nevoie de așa ceva. Că dacă noi facem toate construcțiile din lemn, îți dai seama, dacă cineva dă din greșeală foc cu flinte în stilul, s-a dus tot orașul. Că tot e numai din lemn și acum am început să facem cu lână, așa că, da. Am deja un stick și patru. Îmi sparge singur, după cum vedeți. Eu n-aveam mâna pe tabletă. Sper că vă place seria de Minecraft pe... Dar aceste episoade sunt mai scurte pentru că noi ne ocupăm foarte mult de ele și tăiem mult, că nu aveți ce să vedeți, vă plictisiți dacă... Ar trebui să facem mai multe episoade în care să vadă lumea doar ce facem noi. Adică, de exemplu, mergem la lemn, ne întoarcem, construim, mergem la lemn, ne întoarcem, construim. Da, dar trei ori. Păi nu, facem mai multe episoade. Și acum am început să replantez. Cacheli zona. Dacă am face un episod cu tot ce facem noi în Minecraft, cred că ar dura acel episod vreo 2 sau 3 ore. Cu doar o casă ar trebui să facem. Să vedeți că stăm la o casă. Adică ia materiale, du-te înapoi. Iar ia materiale că nu mai ai. Și strânge în gât un steac odată și după... Acum strâng 2 steacuri, că îi trebuie și lui Andrei. Și dau un steac lui Andrei și unul mie. Nu mai am nici mâncare. Că de-aia dăm cheful. Nu știu. Am terminat și ferma de copaci. Facem ferma de copaci pentru că chiar ne-am gândit și să mergem mai departe pentru copaci și... Nici nu vrem să luăm din sat. Da, nici nu vrem să luăm din sat pentru că după aia... O să arate foarte urât fără copaci acest. Și nu o să stăm toate casele să le mobilăm. Da, nu o să stăm. Pentru că n-are rost. Oricum nu stăm în ele. Nu stăm în ele și n-are rost să le mobilăm, așa că... Și asta facem noi tot. Și nu cred că noi facem orașul doar pentru frumusețe și am vrut să mergem și noi niște mancă. Nu facem că poate vine cineva să mobilăm, să vină cineva să stea în ele. Nu. Uitați cât de frumos se vede casa de aici. Noi casa nouă. Noi facem orașele doar pentru frumusețe și să facem și noi ceva. O să-mi dau kill pentru că... Pentru că nu mai am mâncare și nici n-am chef să mai vin aici de 100 de ori. Mie nu mai întrebe de... Sorry. Și am... oricum. A
era două sticle. Am mers în partea greșită. Da. Am cuperit și o stică am jos. Da, și construcțiile astea le luăm de pe internet pentru că nu ne dați sfaturi în comentarii și... Dai tu plin? Da, acum. Slash with a plin. Nici nu știu unde duce podul tău. Ah, cum văd? Ok. Și noi luăm construcțiile de pe internet ca așa, dacă le-am face după imaginația noastră, ar dura cel puțin 50 de ore. Nu, nu, nu prea are și bine ce puțin după imaginația mea. Da, eu nu... Și acum dacă pui fresh în apă, nu rămâne fără apă. Eu nu-mi imaginam să fac casa asta, adică... Da. Am căutat Medieval House și chiar credeam că o să fie ușor de făcut. Dar, uite că nu. Vreau să urc acolo să continui cu lână. Mă, pentru ei îți dai seama, sunt 15 minute cât sunt în episod. Da. Ore. Da, bine, mie chiar îmi place să filmezi și... Asta n-aș fa... Nu, trebuie neapărat să o postez. Eu fac din plăcere, mai ales asta. Și mai ales YouTube-ul fac din plăcere. Nu, am făcut mapa asta dacă postez. Da, n-am făcut mapa asta să punem pe YouTube. Noi nici nu ne gândeam că o să punem pe YouTube mapa asta. Noi am zis, hai să ne apucăm de o mapă. Și... Nu, mapa, n-am mai jucat Minecraft Pocket Edition de mult și să ne apucăm și noi să facem ceva. Și dintr-o dată am venit cu ideea... Pentru că pe calculator nu merge să jucăm multiplayer. Da, pe calculator nu știu ce are, nu merge să jucăm multiplayer. Pentru că mi s-a stricat calculatorul și pentru că interiorul și părțile astea, asta și spatele și atâta, partea asta și partea de spate nu am poză cu ea, așa că o să fac cum știu eu. O să pun cabl pe jos ca să nu mai irosesc lemnul. Că o să avem nevoie de foarte mult lemn la construcții. Asta e doar pe interior ce fac eu aici. Oaie, cred că de câteva ore încearcă să iasă din apă. Îmi aduci mie, te rog, cabl? Stai puțin. Sau hai puțin. Sper că nu filmezi. Păi nu. Așa, vreau să fac un perete de lemn. Uite, mai avem ceva lemn pe aici, o să mai fac. Ar trebui să-mi fac o lopată. Da, te rog. Îți aduc 200 de lemn? Nu știu. Trebuie să fie așa, ca niște stâlpi sau... Bine că de dată fără. Deci îți aduc o lopată. A mea era brava pe dusă. Cred că mai spar un bloc cu a mea. Aici, cred că o să acum fac așa. A ieșit? Da. Sunt aici prin apă. Așa. Am ajuns. Uite cum am făcut prin altru, sper să-ți placă.
Thank you. La lopata me ha dado. Revin imediat. Și cam atât a fost și cu acest episod, pentru că lui Andrei i s-a oprit tableta. Da. Nu știu de ce e negru în spatele meu, în spate la butoane și la astea. Deci cam atât a fost și cu acest episod. Noi ne vedem data viitoare. Pa! Pa!